00. Hei! Betty și Vic vine seara asta la noi la masă. Azi e ziua ta, Harry. Alo, alu, bună seara, British Airways. Aș vrea două bilete de avion pentru astă seară. Da, oriunde. Da, oriunde, dar foarte departe. Da, ora plecării, un moment vă rog, cât facem până la aeroport? Ai băut? Da, acum este 6:30, taxiul la 7, aeroportul la 8, ora 9, da, orice zbor, în jur de 9. Harry. Aștept, da, du-te și fă bagajele și adu pașapoartele. Azi e ziua ta, Harry! Business class? Business class! Buenos Aires, Argentina, e foarte bine, la 10 și un sfert, da? Perfect! Da. Harry. Nu, plătesc cu bani gheață la aeroport. Da. Trebuie să tot facă dintr-o clipă în alta. Nu mai dus fără întors. Da. One way. Nu ne mai întoarcem. Harry. Da. Familia Perkins. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți foarte amabilă. Du-te și fă bagajele. Azi e ziua ta, Harry. Alo, bună seara, compania de taxiuri, aș vrea o mașină pentru aeroport. Harry. Două persoane. Da, 15 minute. Harry. Ar fi mai bine 10, dar... E foarte bine, 15. Harry! Da. Harry Perkins, exact, Edgar Avenue 42. Exact după colț. Harry! Vă mulțumesc foarte mult, sunteți foarte amabilă. Ascultă-mă, Jane. Nu. Ascultă-mă tu, Harry. Ai băut, nu ești obișnuit și te-ai sonat. Nu m-am sonat. Ba da, te-ai sonat. Eu nu știu ce-i cu tine, dar astă seara noi nu putem pleca la Buenos Aires. Pentru că așteptăm pe Vic și pe Betty la noi la masă. Pentru că astăzi este ziua ta, Harry. Ce-i asta? 735.000 de lire sterline. Ce? Bani gheață. Ce-i asta, Harry? Bani cash. 735.000 de lire. În bancnote de câte 50. 14.700 de bancnote. 14.700 de bancnote a câte 50 de lire. 735.000 de lire în bancnote uzate. Dar ce-i asta, Harry? O avere. Hai, repede bagajele. Cum a ajuns bănetul ăsta în servieta ta? Păi nu-i servieta mea! Cum adică nu e servieta ta? Nu-i servieta mea! Am coborât din metrou la stația Fallenbrode și venea spre casă, pe strada pe care vin mereu, cu servieta în mână. Mi-era cam fric și mi-am zis să scot mănușile. Era un servietă. Am deschis servieta și nu era servieta mea. Cum adică nu era servieta ta? Păi, probabil că din greșeală în metrou am luat servieta asta. Sau poate că altcineva din greșeală a luat servieta mea și mi-a lăsat-o pe-a lui. Și de ce l-ai dat-o imediat înapoi? Păi cui? Și de unde știi suma exactă? I-am numărat. În mijlocul străzii, Harry! Nu! În barul Prințul de Wales. Am comandat un coniac mare și m-am încuiat în closet. Să văd dacă n-am vedenii. Și? Am stat pe closet și am numărat.
Și? Și am comandat și al doilea coniac. Și m-am dus a doua oră pe clozet să-i număr. Și? Și am comandat și al treilea coniac. Și m-am dus a trei ore pe clozet să-i număr. Gin, nu-mi venea să cred cu o paftă ca asta. Nu ne mai întâlnim cât vom trăi să profităm de ea. Bine, dar ăsta e furt, Harry. Cât am stat pe clozet, m-am gândit. Banii ăștia trebuie să fie bani murdari, bancnote uzate legate cu elastic, miroase a escrocherie. Banii ăștia nu există nici de registre contabile. Deci dacă nu există, n-aveam cum să-i fur. Bine, dar ăsta-i furt, Harry! Jane! De 30 de ani muncesc ca un rob. De 30 de ani sunt plătit mizerabil. De 30 de ani nu te-am scos nicăieri. Acum, în sfârșit, mi-am primit răsplata. Cu banii ăștia putem începe o viață nouă. Fugim la Buenos Aires, deschidem un mic restaurant. Și poliția. Nu trebuie poliția. Harry, hai, te rog. Du-te și fă bagaj. Harry, te rog. Du-te și fă bagaj. Unde-s pașapoartele? Harry! Eu vreau să cinesc cu Vic și Beth. Vreau să mănânc puiul fript din cuptor. Vreau să locuiesc aici, pe Edgar Avenue, la 42. Vreau să mă scol mâine dimineața, să deschid fereastra spre grădină, să cobor și să dau de mâncare pisicii. Eu nu vreau să plec. Ce, dar nu înțelegi că nu mai putem rămâne aici? Eu nu mă mai pot întoarce la birou. Nu mai am care de întoarcere. Dar încă nu e prea târziu, Harry. Ba da, eu am servieta lui Al Capone. Și Al Capone are servieta mea, în care sunt actele de la servici cu adresa biroului. Luni dimineața se va duce acolo. Până atunci este mai prudent să fim la mii de kilometri depărtare, într-o țară ca Argentina. Să facem ceva, să vindem clătite. Sub un nume fals, un nume de făcător de clătite. S-a filmat, de exemplu. Tăpur să ne găsească, Harry! Nu contează că ne numim Shuffle, Batam, Orams, vedem totul să dea de noi. N-are de unde să știu unde suntem. Păi, dar poliția, Interpol, va fi îngrozitor. Va fi minunat. Interpolul n-are ce căuta, iar poliția se... Uite pașapoartele. Harry, eu nu vreau să plec. Cum adică nu vrei să pleci? Nu vreau să plec în Argentina. Nu fi proastă. O să-ți placă acolo. Dar eu nu vreau să plec acolo. Dacă nu-ți place acolo, stăm o noapte acolo și a doua zi zburăm în altă parte. Australia, Bermude, Bali. Cumpărăm insula la Bali. Dar mie îmi place aici, Harry. Eu nu vreau să plec, Harry, te rog. Te rog, Harry, nu vreau să... Sunt Vic și Betty, expediază-i. Păi ce să le spun? I-am invitat la cină de ziua ta, Harry. Să ia masa în oraș pe banii. Harry, te rog, Harry! Da, da! Imediat! Imediat! Vic, Betty, voi sunteți? Cine? Poliția! Harry! Harry! Da, da! Imediat! Vă rog, poftiți! Poftiți, vă rog! Poftiți! Vă rog să mă scuzați că a durat atât! Dar știți, de fapt, noi așteptam pe altcineva. Bună seara, doamnă. Bună seara. Sergent detectiv Davenport, poliția din Fallam. Poliția din Fallam? Da. Aș dori să schimb câteva vorbe cu stăpânul casei. Cu stăpânul? Soțul dumneavoastră, bănuiesc. Ah, da, sigur, sigur. Mai un pic, dacă vreți să mă... Scuzați, pic. Scuzați-mă, vă rog, un pic. Vă rog să mă scuzați. Despre ce este vorba? Aș prefera să vorbesc numai cu dânsul, doamnă. Perkins. Perkins. Da, el e sus. Știți, e ocupat. Deocamdată. Doriți niște alune? Mulțumesc, am colesterolul puțin mărit. Oh, vă rog să mă scuzați, sunt puțin cam... Harry! Harry!
știți. Să mă duc să văd dacă e cineva. Cum doriți. Da, sigur, sigur. A, nu, că sunt precis. Vic și Betty. Știți, o să cinăm toți patru la noi acasă. Da, Harry și cu mine, Vic și cu Betty. Și e ziua lui. E ziua lui Harry, nu a lui Vic. Știți că vă spun asta fiindcă Vic este în aceeași zi cu soția lui. Este Taur ca și soția. Sunt în aceeași... Nu mi-aduc aminte bine data exactă. Știți, dar știu că nu e azi. Ar fi bine totuși să le deschideți, stimată doamnă, nu? Da, sigur, sigur. Domnule, vă rog să mă scuzați că dau buzna așa, dar sunt de câteva minute bune la ușă și vreau să vă spun că eu am sosit. Eu credeam... Ce credeați că vin într-un sfert de oră, nu? Ei bine, am venit în 10 minute. Și fiindcă tot am venit mai devreme, m-am gândit că ar fi bine să vă spun. Aparatul marchează. Care aparat? Bine, compania de taxiuri. Pentru aeroport. Asta se da, 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 da. Și ăsta. Da, 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 da. Nu! Ăsta e. Adică astea sunt. Ăsta e. Sora mea de la Ide. Știți? Stă la noi. Adică a stat pentru că pleacă în seara asta la aeroport. Eu credeam că pleacă domnul Perkins. Domnul Perkins nu pleacă nicăieri, rămâne aici. Nu, sora mea Adelaide zboară, nu soțul meu. Soțul meu nu zboară niciodată. De ziua lui de naștere. Vă rog să... Da, deci pentru aeroport, câte bagaje? Vă rog să așteptați afară. Câte bagaje pentru aeroport? Păi nu știu. Nu știu, pentru că sora mea nu este încă gata. Așa că vă rog să așteptați afară. Da, de unde zboară? În Australia. Australia? Da, emigrat acolo mai de mult și acum se întoarce la ea acasă. La canguri. La canguri, da. Vă rog să așteptați afară. Da. Să-mi dați un semn când sunt gata amândoi, da, vă rog. Da, da. Cum adică amândoi? Comanda spune două persoane. A, da! Sora mea și soțul ei, știți? Că de aceea a emigrat sora mea, fiindcă soțul ei este australian, chiar din Australia. Da. Chiar din Australia? Da, e chiar, da. Vă rog să așteptați afară. Bine, bine. Puftiți. Aparatul marchează. Ok. E cam în bulzeală pe aici, în seara asta. Da, așa se pare. Da. Sunteți puțin cam zăpăcită? Nu face nimic, nu face nimic. Bagajul e gata. Ai scăpat de Vic și Betty? Harry, avem un musafir. A, taxiul așa repede, bravo. Poliția. Te-a escortat poliția și mai bine. Uite, fii atent, iei bagajele astea două și le duci, te rog, vreo poliția. Sergent detectiv Davenport, poliția din Fallon. Înțeleg. Sunteți domnul Perkins? Domnul Perkins. Domnul Henry Perkins. Domnul Henry Perkins. Am putea sta puțin de vorbă? Desigur. Dacă nu se supără soția dumneavoastră, aș prefera să vorbesc numai cu dumneavoastră. Numai cu... Vă rog. Aș putea aștepta până la plecarea cumnatei dumneavoastră. Cum? Adelaide. Adelaide. Da, mi se pare că sunt gata de plecare amândoi. Care amândoi? Adelaide și Percy. Adelaide și Percy. Înapoi, la ei, acasă. Înapoi, la ei... Sydney. Adelaide, Percy, Sydney. Da. Îți mulțumesc că le-ai adus bagajele jos. Nu cred că domnul sergent trebuie să aștepte ca Adelaide și Percy să plece. Nu-i așa, Harry? Sigur că nu așa și nici pe Sydney nu trebuie să-l aștepte. Problemele poliției au prioritate. Poftiți în bucătărie, domnule sergent. Da, taxiul, spune să aștepte. Bila și veniți. Cine-i Bila? Taxiul. Foarte bine, să aștepte. Or fi Vic și Betty. Spune-le să plece. Păi am invitat la cină de ziua ta. Să lase cadourile și spune-le că ne culcăm. După ce îl satisfac pe domnul sergent. Vreau să spun, după ce răspund întrebărilor, domnului sergent, vreau să-mi puneți câteva întrebări. Bineînțeles. După dumneavoastră, vă rog frumos. Harry, eu nu cred că mă descurc singur. Ba, te descurci, se descurci. Ba, nu are doar impresia că nu se poftiți, vă rog. Deschideți dumneavoastră, domnule, iar eu vă pot aștepta în bucătărie. Nu e o idee foarte bună. E o idee extraordinară. E o idee extraordinară. Poftiți, vă rog, domnule. Domnul sergent, da, imediat.
Grăbiți-vă, mai am de rezolvat un caz. Da, sigur că imediat, domnule sergent, imediat. Ce poveste asta cu părții și adrenalină? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Spune că individul ăla nu se ducă la poliție. Dar poate că poliția n-a venit pentru Silvie. Da, pentru Silvie a venit, dar și cu tutul. De ce crezi că vrea să vorbească numai cu tine? Astea sunt economiile mele. 735 de mii de lire! Doamne, Harry, doamne! Sunt econom. No, trebuie să beau ceva. Dar tu n-ai băut în viața ta. Toate au un început, Harry. Hai să aparatul machia. Da, ieși afară. Hai să mergem, hai să mergem. Nu pot, Harry. Va trebui să pleci fără mine. Nu vorbi tâmpenii, hai! Nu pot pleca așa dintr-o dată, aș cădea într-o depresie. Am și căzut în darul beției. Jane, de câte ori să-ți mai spun, luni dimineață Al Capone se va duce la birou. O să afle adresa de acasă, o să vin aici, o să te taie bucățele mici, mici, mici de tot, o să te pun în saci de plastic și o să te împrăștie în tot cartierul. Dar tu nu-ți dai seama ce faci, îți asumi niște riscuri enorme dacă amesteci vodka cu coniacul. Prostuțo, prostuțo mică, are un început de diabet. Mai aștept frumos? Nu deloc, după dumneavoastră, domnule. Au plecat? Cine? Cumnata dumneavoastră cu soțul. Cu... Adelaide și Percy. A, da, numele de familie a lui Percy, lui Mer. Ce m-ați întrebat, domnule Sergeant? Dacă au plecat. A, da. Nu. Nu au plecat. No, da. Eu pacient de Mer, uitați-vă la... Sunt și beții, da, n-am văzut-o niciodată așa de sărtăreață, domnule Sergeant. Poftiți după dumneavoastră, domnule Sergeant. Da, da. A rămas să se bată în stradă cu un șofer de taxi. Dar ce? N-ați venit cu mașina voastră? Ba da, dar am lovit un taxi care era parcat aiurea, chiar pe colțul străzii. N-avea nici măcar luminile aprinse. Nu-i nimic, nu-i nimic. Cum nu-i nimic? Șoferul a făcut bomb pe Vic, iar acum Vic stă să-i schimbe formă nasul. Betty, am spus că nu-i nimic față de ce se întâmplă aici. Harry a nebunit. Acum e în bucătărie cu un polițist care l-anchetează. Pe Harry? Pe Harry. De ce? Pentru că a furat 735.000 de lire. Harry. Harry. Harry a furat 735.000 de lire. A luat altă servietă, a intrat la prințul de Wales, a așezat pe closetia numărat de 3 ori și acum vrea să mă ducă la Buenos Aires. Jane, tu ai băut. Da. Și-am devenit alcoolică și în bucătărie e un polițist și eu nu știu ce să mă mai fac. Jane, dar ce-i cu povestea asta? Harry n-ar putea în vecii vecilor să fure 735.000 de lire. De unde ai scornit-o? Oh, Doamne, ce? Doamne! Doamne! Săruna, că Haimanaua aia cheamă poliția. Care Haimanaua? Haimanaua aia. Săruna, la mulți ani. Poți să-mi pun ceva de băut? Da, și eu aș avea nevoie să beau ceva. Și Jane vrea să bea. Păi, dar Jane nu bea. Acum bea. Haimanaua aia de taximetrist încearcă să cheme poliția pe radio, ce că l-am amenințat. Auzi, Jane, zicea că vrea să o ducă pe sora ta la aeroport. Dar nu știam că ai o soră. Na, taxiul e pentru noi. Plecăm la Buenos Aires. La Buenos Aires? N-are importanță, Vic. Du-te și cere-ți scuze. Nu-mi cer nicio scuză. Măcarul l-am făcut bou. Du-te și cere-ți scuze. Nu mai e nevoie de încă un polițist aici în seara asta. Cum adică de încă un polițist? Harry e în bucătărie cu un polițist care îl anchetează pentru un furt. Dar ce șterpeli? 735 de mii de lire. De mii de ce? Ce fel de lire? Sterline! Dar ce, știu, poșeta unei babe bogate, sau ce? Oh, Doamne! Ăștia nu sunt bani adevărați. Mă întorc cum să fie bani... Domnule sergent! Ei, ăștia nu sunt bani adevărați, are să de plastic pe ei, ei! Ți-am spus să-ți sigura? Tu trebuia doar să le iei cadourul și să-i dai afară. Și nu mai bea atât, că nu ești obișnuită. Da, da, am început să mă obișnuiesc.
Ce sergent? Nu mă crede. Și vrea să dai bani înapoi, nu știam că nu ei 14. Sergentul nu știe de bani. 15, 16, 17, 18. Nu. Cum nu știe? Mă acuză că agățam bărbați. 19, 20, 24. Zice că am intrat de 3 ori la toaleta bărbaților și am ieșit de acolo tot mai excitat. Aruncam priviri furișe prin bar, îmi tremurau mâinile, îmi clănțăneau dinții și îmi curgea salivă pe bărbine. Păi și tu ce le-ai spus? Am recunoscut. Și ai recunoscut Harry? Că agățai bărbați? Da. Trebuie să ajung la aeroport. Nu o să ajungi tu prea departe, Harry. Ba da, 25.000 cash și uite că ar fi văzut ceva. Harry, doar nu poți să mituiești un polițist. Ia mă, 10, mi-a cerut 30 și am dat-o urmă pentru 25. Harry, te rog! Eu mai vreau ceva de băut. Da, și eu. Și tu, Jane? Da. Orice. Eu nu pot să cred că ăsta este Harry al meu. Eu m-am măritat cu un contabil amărât și mă trezesc alături de un pungaș, de un homosexual mincinos care mituiește poliția și cumpără insula Bali. Nu pot să cred că ăsta... Nu, este incredibil, doamnă, ce se întâmplă aici. Dom'le, uite ce har mai adus. Mi-a răspuns, știi că mai și blocat. Păi și ce vrei să te deblochezi cu bun? Da, da, eu să mă lui portiera și parat din spate și nu mai pot să mișc porcărie de taxi. Uite ce mai mișc și ai parcat. Insistă să-i numere. Bine, pregătește-te să zbor spre aeroport. Eu nu mai zbor nicăieri. De ce? Pentru că boa asta m-a lovit portiera. Nu mă faci după mine tâmpit. Eu te-am bătut pe contra. Ce, nu mai poți să pornești mașina? Ba da, pornește, dar mai poți o miști din loc. Îți dăm noi o mână de ajutor. Pe mine să nu contați. Harry și Jane trebuie să ajungă la loc. Dar nu e că tâmpitul ăsta îmi doi bara ca un bom. Să mergem să-i îndreptăm bara. De ce mai cinci? De ce mai cinci? Bine, spuneți-le rudelor să se grăbească. Nu mai pleacă rudele. Nu mai pleacă. Că noi în locul lor. Dumneavoastră plecați. Hai, 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 lasă-le, așa, așa. Puneți partesiu și așteaptă-mă în mașină. Nu pot aduna gândurile, Harry. Ți le aduni în avion. Ai grijă de asta, cate ochii din cap. Și nu mai bea atât, că nu ești obișnuită. Pune-ți pardesiu și așteaptă-mă în mașină. Și tu unde te duci? Să văd dacă nu-mi arată ăsta bani. Harry, te rog. Harry! Harry! Doamne! Te preferam cum erai înainte, Harry. Plecuț! Cu capul nori. Te preferam cum erai înainte. Doamna Perkins! Vai, ce m-ați speriat! Scuze, ușa era deschisă. Sunteți doamna Perkins? Dar de ce? Despre ce este vorba? Vindeți ceva? Cu ce vă pot fi de folos? E o oră cam târzie pentru o vizită, nu credeți? Sunt sergent Slater. Sunteți polițist? De la poliția din Putney. De la poliția din Putney. Da, doamnă. Nouă ne este teamă că domnul Perkins, soțul dumneavoastră, nu duce prea bine. Asta cam așa e. De fapt, nouă ne este teamă că domnul Perkins, soțul dumneavoastră, să nu fie puțin, ca să zic așa, decedat. Domnul Perkins, decedat? Da, doamne, de aceea am venit la dumneavoastră să identificați oficial cadavru. Este vorba de o crimă. Nu se poate! Domnul Perkins, soțul meu? Cred că este o greșeală. Ce vă face să credeți că Harry a murit? Două gloanțe în ceafă. Și cadavrul i-a fost aruncat în fluviu, lângă potul Putney. Și picioarele erau legate cu sârg. Picioarele erau și brațele. Și brațele. Și avea niște greutăți legate de picioare.
Da, n-a fost un accident? Îmi pare atât de rău, doamnă Perkins. Nu, lăsați totuși. Ce vă face să credeți că acest cadavru este soțul meu? Servieta lui legată și ea de mână cu o sârmă. Servieta lui? Aceasta este servieta soțului dumneavoastră, doamnă Perkins? Da. Și... acestea sunt lucrurile personale ale domnului Perkins? Da. Soțul dumneavoastră era contabil la firma Bradley, Bradley și Crouch. Da. Pe strada Church, numărul 64. Sunt aici diferite acte, rapoarte de birou, chestii de-astea cu numele soțului dumneavoastră pe ele. Henry A. Perkins. Acesta este numele soțului dumneavoastră? Da. Și aceasta este agenda lui telefonică? Da. Și o jumătate de sandwich brânză, dacă nu mă înșel. Se cere o identificare oficială. Nu, că e precis cu brânza, că e... Identificarea cadavrului. Oh. Deși cred că nu este nicio îndoială că e vorba de domnul Perkins. Vă iau cu mașina mea. Până la spitalul din Putney facem doar 10 minute. La spitalul din Putney? E depus la morgă? Oh! La morgă! Fantastic! Lipsesc 150! Domnul acesta este polițist! Pietul Henry... Freddy cu părții, cu mărții, cu Freddy, cum dracului mai cheamă? Am murit. Ăsta chiar că e un șoc. Mortul sunt eu. Domnule Perkins! Sergent Slater! Dumnealui a adus o veste foarte tristă. Și eu nu știu ce să mă mai fac! Să stai jos și să nu mai bei atât-o! Da, domnule sergent, care este problema? Eu sunt domnul Perkins. Domnul Perkins? Domnul Perkins. Sunteți o rudă, nu? Ruda cui? El este chiar o rudă. Este fratele lui Henry. Fratele lui... Fratele bietului Henry, al meu. A domnului Harry Alfred Perkins. Da. Domnule Perkins, mă tem că am pentru dumneavoastră o veste îngrozitoare. Prezințeam eu ceva. Avem toate motivele să credem că fratele dumneavoastră, domnul Perkins, Harry Perkins, e mort. Ăsta chiar că e un șoc. A fost ucis. Da. Da, domnule, așa par să stea lucrurile. A fost găsit în fundul tamisei cu două gloanțe în ceafă și greutăți la picioare. Nu credem să fie accident, nici sinucidere. A, da, 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 de unde puteți fi atât de sigur că ăla sunt eu, că eu e ăla, e el, el, e el, fratele meu.
Deschideți această servietă. Da, sigur că... Am... Nu, nu, că nu e. Nu e servieta. E servieta... ...petului Eli, al meu, agățată de mâna lui în fundul tamizei. Nu e. Pentru că toți sunteți aici, am putea eventual să scutim pe doamna Perkins de un moment extrem de neplăcut. În calitate de frate al defunctului. O să veniți dumneavoastră să identificați cadavrul în locul doamnei. Sigur că da, domnule Zerfet, deși o să mi se pare cam ciudat să identific eu cadavrul lui Henry Perkins, dar asta e viața, domnule sergent. Sigur că da, poftiți, vă rog, după dumneavoastră, domnule sergent, vă rog. Harry, nu mă lăsa singură, Harry! Care Henry Jane? Harry s-a dus, nu-l mai putem aduce înapoi. Era un contabil extraordinar, dar nu fi îngrijorată, de acum încolo poți conta pe mine, cumnatul tău. Scuzați-mă, am uitat să mă prezint, Freddy, fratele defunctului. Da, vă rog să scuzați pe soția mea, că nu e aici în asemenea moment. Genevieve, o cheamă, s-a dus sus să se odihnească înainte să plecăm la fermă, la noi, la oi, la Sydney. Da, sunt bagajele noastre, am venit și noi pentru o scurtă vacanță, e vacanță. Am venit și noi câteva zile să stăm de vorbă cu Henry și cu soția mea, cu soția lui, că Săracul Henry. Aștept 150. Ăsta-i celălalt frate al meu. Jerry, așteaptă să termin partida de Scrabble. Joacă singur împotriva noastră. E dat dracului, vă dați seama? 150 de puncte. Domnule sergent, mergem noastră în sufragerie 2 minute și plecăm imediat. Mare noroc, doamnă Perkins, că într-un asemenea moment sunteți înconjurate de rude atât de apropiate. Da, aveți dreptate. O familie ca asta e greu de crezut că există. Dar mergeți acolo 2 minute și eu cu doamna Perkins venim cu păhărelele, da? 2 minute și am plecat imediat. Ce catastrofă! Dar ce catastrofă! E catastrofă! Dacă Harry Perkins a fost împușcat, înseamnă că nu s-a mai caute nimeni niciodată. Unde-i servieta asta? 150 de lire astea din bucătărie. Aia. Alo? Da. Cine? Dar nu vă înțeleg ce spuneți. Nu știu, e un străin, nu știu cine e. Alo, da. Cum? Da, stați, zice Silveta. Silveta? Da, Silveta. Servie. Spune Servie. Ați greșit numărul. Asta trebuie să fie ucigașul. Ucigașul? Ăla. Ăla care l-a lichidat pe Al Capone. Cum dracu a dat numărul meu de telefon? Cum crezi? Nenorocită aia de servietă. Servieta era la sergentul Slater. Da, cine a fost mai întâi? La Al Capone. Al Capone i-a înmânat-o. Ucigașul a deschis-o, așteptându-se să găsească în ea 735.000 de lire. Și în locul lor găsește un... sandwich cu brânză. Și agenda ta cu numere de telefon, între care și al nostru. Dragi, ai dreptate. Sper că nu era și adresa noastră trecută în agendă. Nu cred! M-a zis să fiu om cu el, i-am îndreptat bara tâmpitului și-a căcat pe haina mea. Uite ce gal mi-a făcut-o. Eu trebuie să mă duc puțin până la morgă. Mergi cu mine la Buenos Aires. Vino puțin. Vrei să-mi faci un serviciu? Da. Așteaptă să plecăm noi și dă banii ăștia 150 de lire polițistului din bucătărie. După ce ăsta s-a cărat, te duci la polițistul din sufragerie și îi spui că tu ești Percy, fratele meu din Australia. Te duci cu el la morgă și îi spui că mortul sunt eu. Ce? Cadavrul Al Capone, ciruită și ruitor, și pe care sergentul din bucătărie l-a găsit cu două gloanțe în ceafă, legat felereș de mâini și de picioare pe fundul tamisei și legat cu sârmă de serveta lui Harry. Tu nu trebuie să înțelegi nimic. Faci tot ce ți se cere.
și după aia te duci la tine acasă și uiți tot. Iar tu pune spate de și așteaptă-mă în mașină. Hai, gata. Nu răspunde. Nu răspunde. De ce nu răspunde? El? Cine? Ucigașul. Îl cunosc eu? Da, domnul Silvestru. Cine? Cine? Ce, domnule? Spune-i că-i dai banii înapoi. Nici mort. O să înțeleagă, Harry. Spune-i că-i dai banii înapoi. Betty? Da? Hai, mama, acasă. E ucigașul lor, nu-i ucigașul nostru? Povestea asta nu ne privește pe noi. Vă mulțumim din suflet pentru această seară atât de originală. Noi acum plecăm. Dar n-am mâncat nimic. Luăm două chifle și mâncăm la noi acasă. E bine. Te aștept afară. Betty. Da? Du-te acasă. Bună seara. La revedere, cei. Domnule Perkins! Am început să mă cam plictisesc. Orice așteptare și are... Bună seara, stimată doamnă. Nu am avut încă plăcerea să facem cunoștință. Sergent detectivul Davenport, poliția din Pală. Mi-am auzit de dumneavoastră. Sper că nu mai devine. Amestecat. Aștept în continuare contribuția pentru fondul de caritate. Da, da, sigur că da. Vic, a plecat cu ei, domnul sergent. Mergeți acolo și vă duc eu alții. Nu cumva îi faceți la mașină. Doamne ferește! Domnule, mai zboară cineva în seara asta? Nu, gata! Nu mai zboară nimeni! Nimeni nu mai zboară, s-a terminat! Zboară, așteaptă afară! Păi cât să mai aștept? Cât o să fie nevoie? 5 minute și am plecat! Nu mai ia și valiza asta cu tine! De ce, numai una? Da, numai una! Dar ce sunt rudele dumneavoastră? Nudiști? Hai, ieși afară! Repede! Șoferi! Domnule Perkins! Nu cumva dumneavoastră împreună cu soția dumneavoastră plănuiți plecarea asta în străinătate? Nu, Percy și Adelaide pleacă înapoi la fermă, la ei, la oi. Dar unde se află acum cumnata dumneavoastră Adelaide? Unde se află în momentul... Eu sunt Adelaide, sora lui Jane, de la Sydney. Așa a fost toată ziua. Dar nu se poate obișnui la gândul că pleci tu, Adelaide. Asta este, domnule sergent, am cunoștință cu Adelaide. Dar cunatul dumneavoastră, Percy, unde se află? Percy, unde se află? În momentul ăsta. Te aștept să afară de 10 minute, vii sau nu vii? Vorbeam de lup și tocmai despre tine vorbeam, Percy. Percy? Da. Vorbeam despre tine cu domnul din bucătărie, Percy. Acolo nu mai e nevoie de ăștia, mulțumesc. Poftiți, vă rog, diferența 150, în total 25 de bătrâne. Ai grijă cum treci strada. Călătorie plăcută, domnule Percy? Domnule Percy? Domnule Percy! E puțin surd. Cine, eu surd? Da, dragă, știm. Ți-a urat călătorie plăcută, domnul sergent. Mulțumesc și sper, nu-i așa, să vă găsiți oile sănătoase. Sănătate, doamna Adelaide. Adelaide? Da, nevastă ta, ce te mii. A fost o adevărată plăcere să fac afaceri cu dumneavoastră, domnule Perkins. Studiourile rog. Jane, plecăm! Cineva să-mi explice și mie cine sunt eu! N-are nici... Cred că
ați spus ceva despre un păhărel, domnule Perkins. N-aș vrea să vă grăbesc, dar nu pot să aștept toată seara. Și dânsul face parte tot din familie? Nu, dânsul face parte din poliție. Poliția din sufragerie, Percy. Da, domnule, păhărelul e pe drum. Vine, vine. Două minute și plecăm imediat, domnule sergent. Eu vă asigur că am plecat imediat. Vă rog frumos, numai două minute. Jane! Jane, I come! Ce naiba vrei să faci, Jane? Să-mi iau un pahar de lapte cald și niște aspirine. Dacă bei lapte, o să ți se facă rău. Da, ai dreptate. Ce dracu faci în cămașa asta de noapte? Mă bag în pat. Cineva s-a dat la coniacul meu? Jane, nu înțelegi că n-avem decât două opțiuni, Buenos Aires sau morga? Alege Buenos Aires. Nu te amesteca. Ba, mă amestec. Dar de ce să ajungă la morga? Eu te întreb pentru ultima dată, vii sau nu vii? Nu! Vic! Vic! Du-te acasă! Pe asta vreau și eu, Harry, asta vreau și eu! Jane, ai să te îmbeți. M-am și învățat deja, Betty. M-a dus să-mi iau un pahar de lapte cald și să mă bag în pat. O să dormi în avion cu mine! Jane! Găsește-ți pe alta! Jane, o să pierdem avionul! O să pierdem avionul! Jane! De ce nu vrei să înțelegi, Harry, că Jane e în stare să plece? Păi, crește să nu plece, taximetrist! Nu, eu cu Betty și-am plecat de acasă! Îți dau 50 de lire și spui să nu plece fără noi! Domnule Perkins! Domnule Perkins! Așteptam să vă întoarceți, domnule sergent. De asta aveți aerul ăsta așa vinovat. Vinovat? Noi? Nu. Nu? Nu. Noi pur și simplu ședeam aici, nu? Da. Ne relaxam. Sub pătură. Da. Pe cumnatul meu l-a luat cu friguri. Și dumneata îl încălzea aici. Nu e ce credeți dumneavoastră. Eu nu cred nimic, eu constat. De-al minterea m-am întors să vă spun, domnule Percy, că mașina mea a plecat. Mașina? Mașina mea? Ce mașină? Și v-a lăsat și valiza pe trotuar. Valiza mea? Ce valiza? Valiza cu hainele tale și alea de la Idei, Percy. Valiza de nudiști. Exact. A aflat că voi pe acolo umblați mai mult în pielea goală, Percy. Doamne, de ce m-am trezit eu după atași dimineață? Deci, să vă aduc valiza? Nu, eu vreau, tu vrei să rămân afară, nu-i așa? Păi mai știu eu ce vreau și ce nu vreau. E, vedeți? Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția adusă fondului de caritate al poliției din fadă. Nu e prea cald sub pătura aia? Ne-am obișnuit. Plecăm. Dăm cheile de la mașina ta. Ce spui, eu am nevoie de mașină. S-o cumpăr. Tu știi foarte bine, Harry, că la mine nu este vorba despre bani. Cât? 5.000 de lire. 10.000. 5 jumate. 9 jumate. 6. 9. 6 jumate. 8.000 jumate. 7. 8.000. 7 jumate. 7.000. 7.000 jumate. 7.000 jumate. 7.000 jumate. Harry, Harry, Jane s-a amențit de tot, să știi. Trebuia să iei sticla de coniac. A terminat-o de mult. Acum a găsit un borcan cu vișine în alcool. Nu scuipă nici măcar sâmburi. Proastă, proastă. E hotărâtă să rămână. Nu vrea să plece nici la Buenos Aires, nici în altă parte. Da, tâmpită? Mie vine să mă duc să mă ascund undeva în Australia. Dar de ce? De ce? De ce? Pentru că Harry aici de față a spus unui polițist că sunt un nudist homosexual de-aia. Harry! N-am găsit altceva mai bun. Uite, ține 7.500. Pentru ce? Da, îi cumpăr mașina. 7.500? Da. Păi la garaj nu vreau să-ți ia nici gratis. Ce? Scuze! Mi s-a propus un păhărel, cred că ar fi mai bine să renunțăm. Chemați-o pe cumnata. Da, sigur, imediat, domnule sergent. Da, Jane! Domnule sergent, vă rog să mă scuzați. Doamna Perkins e puțin răvășită. Da, de ce să renunțăm la un păhărel, domnule sergent? Foarte bună idee, Adelaide! Adelaide? Da, sigur. Adelaide? Da, foarte bună. Nevastă, da, ce te miri. Adelaide? Deci, dumneavoastră sunteți sora doamnei Perkins? Da, sora. Și presupun că dumneavoastră sunteți soțul acestei doamne. Da? Da, adică da. Soțul meu și cu mine venim tocmai de la Sydney. Da. Ce coincidență. De ce? Și dumneavoastră veniți tot din Sydney? Nu, eu am venit din Sydney. Tu ai venit din Sydney? Știi foarte bine, eu și nevastă mea. Da, pe soția ta o cunosc, Jane. Genevieve.
Genevieve. Așa. Eu mă duc să prepar ceva pentru domnul sergent. Da, foarte bună idee, Adelaide. Presupun că ați venit în același avion de la Sydney. Da, părți și Adelaide, Genevieve și cu mine. Aveți și dumneavoastră o fermă. Și eu, dar cine mai are? Eu, Percy. Există o mică rivalitate între familia lui și familia mea. Cum n-ați? Știți cum e. Hai, du-te și tu, Percy, și ajută-o pe Adelaide. Da, Harry. Nu mai pomeni de el. Să nu mai pomeniți de cine? De Henry. Îmi face rău, domnule sergent. Domnule sergent, nu vreți să ne lăsați puțin singuri cu durerea noastră? Așteptați puțin în sufragerie. Ce? El nu știe de... El știe, dar îi e greu să admită. Ce știu? Că domnul Perkins e mort. Când spuneți mort, vreți să spuneți mort? Nu pare să fie la curent. Cadavrul lui a fost pescuit sub podul Putney. Sub podul Putney? În Tamisa. Tu știi de Tamisa? Începusem să spun, dar nu mai lăsa să termin. Harry în Tamisa. Pe atunci e clar că a trecut prin clipe grele. Grele? L-au identificat după servietă? A, da? Vai, vai, vai! Iată, Jane, trebuie să-i fi pierdut mințile, nu? Noroc că este aici cumnatul ei. O, doamnă. Păi nu sunt eu cumnatul ei? Păi tu ești cumnatul ei. Păi nu ești tu cumnatul ei. Nu sunt eu, dar Jane are doi cumnați. Pe tine, Percy, și pe mine. Freddy! Gata, mi-am amintit! Tu ești Freddy, eu sunt Percy, amnezicu, și Harry e mort. Am zis bine, da? Da, frumos. Perfect. Și Jerry. O, doamne. Dar pe Jerry nu se poate conta. A plecat să prinde trenul de 1:30 de Liverpool, Percy. Aș putea să... N-ai putea să... M-am întors, dar chiar m-am întors. Te-ai întors! Bravo! S-a întors în cațelul meu! M-am gândit că nu fac... El nu e om rău, pentru că nu... Extraordinar! Ce bucuroși suntem! Dar zici tu ceva, Percy! E minunat că s-a întors! Dar nu v-am făcut cunoștință? În casa asta nimeni nu face cunoștință cu nimeni. Ei, știi cine este dumnealui? N-am avut plăcere. Ei, bine, dumnealui este sergent detectiv Slater. Încântat. A, sunteți polițist? Eram sigur că vei fi surprins. De la poliția din Putney. Putney, da. Iar el este Jerry Perkins. Frățiorul meu, frățiorul lui și cumnatul lui. Cumnatul tău. Ce familie! Suntem foarte uniți, dar noi ne pierdem timpul cu vorba, iar tu o să fie strână. No, eu cred că pentru mine acum e cu mult mai interesant să rămân. Nu este mai bine să pleci, nu e așa, Percy? Așa e, Freddy. Oh, Freddy. Da. Este mai bine să pleci, iar eu voi avea grijă să-ți decontez toate cheltuielile. Dar nu e niciun fel de grabă, Freddy. Ba este, Jerry. Jerry, voi avea grijă? Poate că vrea să rămână la mormântare. O, doamne. Oh, avem și un mormântar. Ador ceremoniile. Cum? Nu erați la curent? Dar nu în amănunt. Ce, nici lui ne-ai spus tot? Îl pregătesc încetişor. Pentru ce mă pregătești încetişor?
pentru vestea tristă. Jerry, bietul Harry, a murit. Spune-mi că nu-i adevărat. Spune-i adevărat. Doamne, ultima dată când l-am văzut, mi s-a părut puțin ca pali. Da, da. Fuma ca mult plămânii. Da, da, prinde apă, s-a necat. Să nu intrăm în urmă. Dar de ce să nu intrăm? Să intrăm, Freddy. Da, foarte, foarte bine. Mă tem că fratele dumneavoastră, Harry, a fost găsit în necat în Tamisa. Ăsta de mic tot vroia să se sinucide. Nu, nu, că nu e sinucidere, este vorba de o crimă. O aștept pe doamna Perkins să mă însoțească la morgă de îndată ce își va reveni. Oh, nu, beata mea cuvântată. Ce, acum vrei să rămâi și la mormântare? Aș pleca pentru nimic în lume. Foarte bine, până rezolv eu cu morga, așteptați voi dincolo sufragerie. Crezi că e o idee bună, Freddy? Este o idee foarte bună. Tu l-ai așteptat pe Henry să-și facă testamentul, tu îi spui lui care e partea lui, ca frate. Da, ce să vă rog. Asta chiar că e o idee foarte bună. Hai, mergeți să vedeți. Repede, repede, așteptați acolo. Și repede, repede, că trebuie să... Unde rămăsesem, domnule? Ce? 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 Nu, absolut, mă duc să mă încurc. Dumneata, de unde ai mai apărut? Vă aștept aici de o jumătate de oră, doamnă Perkins. Dânsul e sergent detectiv Slater. Oh! Mă bucur de cunoștință, domnule! Plec! Plac! Mă duc să mă colic! Tu trebuie să mergi la morgă! Nu poți să meargă la morgă în halul ăsta! Dumneata, ești un detectiv excelent! Știai? Ai văzut cum a spus el? La morgă nu poți să meargă, ești mare, domnule! Ai zis-o, ai dat-o, ai luat-o! Iertați-o, e puțin obosită. Jane! Jane! Jane, plecăm! Jane! Nu răspundeți. E greșeală. De unde știți? După sonerie. Alo, da. Cum? Sirvetă? Nu, ați greșit. Ați avut dreptate. V-am spus, domnule sergent, mergeți în bucătărie, vă faceți un ceai, îl beți, până atunci eu mă duc să îmbrac pe doamna Perkins. De acord, dar grăbiți-vă. Sigur că da, 2 minute și plecăm imediat, domnule sergent. Dar sigur că da, v-am promis. Jerry! Jerry, plecăm! Harry! Harry, la morgă! Norocul lui! Ce s-a mai întâmplat? Nu poți să o scol la capăt cu omul tău, Harry! Ce mai vrea? Încă 20.000 de lire! 20.000? Da! Pentru ce? 10.000 ca să uite toată povestea asta cu Freddy, cu Percy, cu Mercy, cu Freddy, cum dracu-i mai cheamă? Și câte 5.000 de lire pentru fiecare doi dintre noi? Imaginează-ți, Harry, ca să uite cum ne hârșoneam sub pătură! 5.000? Da! Dar de ce să plătesc eu pentru tine? Vic, te implor, du-te la morgă! Nici nu mă gândesc, mie mi-e frică de morți! Nu, sunt gata să-ți plătesc! Tu știi foarte bine că la mine nu este vorba despre bani! Cât? 25.000 de lire! Sub 50.000 nu discut! 25.000! 45.000! 25.000! 25.000! Doamne, ce repede se duc! Domnule Perkins! Nu ne așteptam să vă întoarceți așa repede. Da. Noi tocmai discutam ceva. Știu, ca între bărbați, sub pătură. Nu, că nu e, ce credeți dumneavoastră? Nu cred nimic constat, dar parcă era vorba de un rest de 20.000 de lire sterline, da, domnule. Sigur că da, domnule, poftiți vă rog lângă mine, 20.000, n-am uitat că v-am promis și imediat, poftiți vă rog, domnule sergent, 20.000. Vor sluji unei cauze nobile. Da, nici nu mă îndoiesc. 25.000. 25 cu 7.500, 32.
2500. Și tu, părții? Eu l-am depanat. Un gașule. Domnule Parchi! Domnule Perkins, dacă în 5 minute nu am lângă mine pe cineva să identifice cadavrul, umflu pe toată lumea! Și vă pun în celule separate! Da! A fost într-adevăr o adevărată plăcere să fac afaceri cu dumneavoastră, domnule Perkins. Ah, Perkins spunea că veți merge la Buenos Aires. Păi ar trebui să-și țină gura. Nu, nu, de ce ai să te simți foarte bine ca la dumneata acasă? Vrei să spui că e plină de englezi? Nu, e plină de scroci. Ce faci, Vinto? Ce faci? Vreau să văd dacă ești contabil bun. Eu. Jane, pleci cu Harry la Buenos Aires, Jane. Nici măcar nu pot să pronunț Buenos Aires. Pune-ți pardesiul. N-am nevoie de pardesiu în pat. Dar pleci cu Harry, Jane. Da? De ce nu vrea nimeni să înțeleagă? N-o să-mi petrec tot restul vieții făcând clătite la Buenos Aires. Nu vezi că nu ești în stare nici să vorbești? Nici să călătoresc nu sunt în stare. Jane, m-a scos din sărite. Să știi că am să plec fără tine. Drum bun, Harry. Mă duc singur la Buenos Aires. Și eu mă duc singură la culcare. Ba nu, cu o sticlă. Deci vedem cum de clar este accident. Soția merge la Buenos Aires și mă duc la morgă. Asta ești tu. Da? Vă atrag atenție că eu sunt aici încă de la început. Cocaină. Da, vă rog. Lasă-mă în urmă, singură, singurică. Uită-mă! Pleacă fără mine! Nu plec fără tine! Tu rămâi fără mine! Iar tu nu poți rămâne aici pentru că luni dimineață ucigașul va da buzna peste tine în casă! Cu puțin noroc, mă trezesc eu până atunci! Va trebui să stea la noi o perioadă, nu-i așa? O să mă întreb și pe mine înainte să spui ceva pe gură! Ai destul alcool acasă? Da! Vin! La revedere! La revedere, Vic! La revedere, Harry! Distracție plăcută la Buenos Aires. Distracție plăcută la morgă. La revedere, Jane. La revedere, Harry. Jane, Harry are nevoie de tine. N-are decât să-și găsească altă femeie să aibă grijă de el. Să nu crezi că n-aș putea găsi. Numește una. Nu sunt mii. Spune o femeie. Mii. Numește sunt o femeie. Mii. Care să lase totul baltă în 5 minute mii. Și să plece cu tine la Buenos Aires. Zi măcar una. Spune una. Zi. Eu. Eu aș pleca cu ochii închiși. Bine, asta numai dacă Harry vrea să mă ia cu el. Ceva atât de imoral n-am mai pomenit. Betty? Da. Să mergem. O clipă, o clipă! Păi, eu cu cine rămân? Păi cu Vic! Păi și ce, tu pleci cu Betty? Păi cu cine? Hai, hai, hai. Vic, dar tu ai înțeles? Viața noastră a fost drăznit, dar eu... Uite, dar cu... iartă-mă, cu mine! Betty, cu mine cum rămâne? Tu rămâi cu Jane, Vic! Ceva atât de imoral n-am mai pomenit. Betty! Da? Păi hai să mă duc.
Harry? Da? Să ai grijă de soția mea. Și tu de-a mea. Hai. Betty! Da? Harry sfoaie! Să-l auzi tu pe Vic. Gata, domne, gata! Gata. Sunteți gata o dată! Mi s-a spus că ai plecat! Păi da, am plecat, dar mi-am dat seama că nu mi-ați plătit staționarea, așa că m-am întors. Ducem o dată rudele alea la aeroport? Nu, eu plec la aeroport. Haide, stai, eu plec cu mașina domnului. Tu o duci pe doamna acasă la doamna, în Clefham. A, eu vă duc acum pe dumneavoastră în Clefham. Exact. Da. Acolo locuiesc acum. Aha, care v-a să zică dumneavoastră și cu doamna Perkins veniți cu mine în Clefham. Nu, doamna Perkins merge în Clefham. Eu plec la Buenos Aires. Aaa, care v-a să zică dumneavoastră și soția mergeți la Buenos Aires. Nu, soția merge la Buenos Aires. Eu mă duc la morgă. La morgă. Da. Da, eu mă duc la Buenos Aires. Păi ce, cu soția dumneavoastră? Exact. Da. Stați așa. Adică el pleacă cu soția dumitale la Buenos Aires, da. Soția dumitale rămâne cu el în Clefham. Exact. Domnule, cum ne-a arătat o revoluție asta sexuală? Hai, repede să mergem, hai! Harry! Ce mai e? Eu mă duc să mă cun! Jane, mă cun și de la noi acasă! Jane, nu se poate, Jane! Domnule Perkins, am spus 5 minute! Domnule Percy! Domnule Percy! Asta ești tu. Da? Am spus 5 minute! Da, 5 minute a spus domnule Sărinte! Hai, Percy, la morgă! E bine și așa, nu? Se trezește omul de dimineață, păsărele chiripesc, se duce la ziua celui mai bun prieten și de acolo la morgă! Hai la morgă, ha? Respecte! Ajută-mă să o duc în taxi! Nu, aici este casa Perkins, Edgar Avenue 42. Nu! Da, exact. Nu! I-ai dat adresa ucigașului! Care ucigaș? Ieși afară! Nu, mie ți-am plătit staționarea, 37 de lire pentru staționare. Sau 50 de lire, nu te mai văd în fața ochilor. E bine. Eu ce fac acum? Vin sau plec? Pleci, Kim. Harry! Vrea cineva un sandwich cu grânză? Da, eu! Ieși afară. Păi și staționarea? Ieși afară. Nu-și mă gândesc. Afară am zis. Afară! Afară! Nimeni necule! Te omor! Afară! Ce s-a întâmplat, Harry? S-a întâmplat că soțul tău a plecat cu sergentul Slater, care duce o geantă cu 735.000 de lire. Am pierdut tot. Am avut tot. Harry, îmi pare atât de rău. Gata, s-a terminat. Din nou în metrou, din nou la birou. Nu știu de ce, dar chestia asta m-a trezit dintr-o dată. Am scăpat de morgă. Taximetrist a lovit mașina sergentului, care a lovit un pieton. Dar ce-i cu voi? Harry, ce o să-i spui ucigașului? Ăsta uitasem.
Ucigașul are adresa noastră, e în drum spre noi. Dar cine i-a dat pe Henry? Totul ăla cu taxiul. Haide să mergem, fiecare secundă contează. Veniți să stați la noi o perioadă. Bine, hai, hai, hai. Și pe mine, hai, hai, hai. Gata, 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 fiecare secundă, gata, gata. Fiecare secundă contează, gata, gata, gata. Aula, nu, stai. Taxiul al vostru mi-a ciocnit mașina. Formidabil. Și eu când am dat înapoi ca să mă eliberez, am lovit un pieton. Asta e groază. L-ați lovit rău? Destul de rău. Dar, domnule sergent, vreau să vă ajutați mie să vă țin dacă... Lăsați-mă în pace. Lăsați-l în pace. Toate astea sunt numai din cauza voastră. Da, da. Așa este. Am chemat o ambulanță, trebuie să aștept să... Între timp, eu aș pleca în Australia. Nu plec și nicăieri. Nu plec nicăieri aici, domnule. Nata mea o aduce aici pe doamna Perkins. Care doamna Perkins? Mă refer la țăcănita de Jane. La văduva alcoolică. Jane isterica. Bezmetica aia. Să identifici odată cadavrul. Plecăm imediat. Unde? La morgă. Mult distinsă și apreciată doamnă. De îndată ce vedem cât de grav este accidentul. Aveți o trusă de prim ajutor? Da, în baie. Da. Sus, aici, la sus. La sus tot. Aveți amabilitatea să spuneți șoferului să nu părăsească locul faptei. Trebuie să depună mărturie. Haideți repede! Fiecare secundă contează! Hai repede, repede, repede! 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 M-am gândit să vin și eu cu tine. Jane! Asta numai dacă Betty nu se supără. I-ai promis, i-ai promis că o iei pe ea. Păi acum ai vin și tu? Dacă nu deranjez. Din potrivă. Hai, 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 repede. Dar cu mine cu rămâne. Păi ești intrat până în gât, fii cu noi. Hai, hai, repede, repede, hai, stați, gata, gata. Să-mi iau ceva pentru că drum. Fiecare secundă contează, gata, gata, gata. Bună seara! Oh! Bună seara! Din nou bună seara la toată lumea. Repede, repede, trebuie să ne grăbim. Dar Nathan nu trebuia să fie la Liverpool? Nu puteam să plec în condițiile astea, domnule Slater. În plin doliu. Se cere totuși puțină căldură umană. Domnule, dumneata, ai călcat un pieton? N-a fost vina mea. A, așa spuneți toți. Nu credeți că ar trebui chemat o ambulanță? Am chemat salvarea, închipuiți-vă. Și? Situația este sub control. Bun. Haideți să mergem până nu vine ucigașul. Ucigașul a și sosit. Ce? Cum? Stă acolo pe trotuar cu capul între mâini. Cum? Un prietenul vostru, Slater, l-a ciocnit puțin cu mașina. Dar de unde știi că e el? Dacă doamnă stă acolo pe trotuar cu capul între mâini și tot strigă sirvetă, sirvetă, sirvetă. Are încheietura mâinii luxată. Asta e bine. O gleznă fracturată. Minunat. Și atârnă și maxilarul. Splendid. Mașina l-a șifonat așa și așa. Eu am desăvârșit treaba când mi-am dat seama despre cine e vorba. Mărturisesc că toate astea ar mai fi meritat vreo 5.000 de lire. Dar știi ce? M-am gândit că e mai bine să mă plătești permanent. Cum adică permanent? Păi merg cu tine la Buenos Aires. Păi ce să faci acolo? Păi n-ai nevoie de cineva care să te apere. Are dreptate, Harry. Mai ales că de acum ne vor urmări în continuare. Ai pașaport? Glumești? Am 5. Haideți, hai să ieșim prin spate. Hai repede, repede. Eu ies prin față. Dumneata, o să dai de domnul serviet. Asta și vreau, mai mult ca sigur că are o servetă asemănătoare cu a dumitale în care ține marfa. Ce marfă? Marfa care trebuia cumpărată cu banii dumitale. O marfă în valoare de 735.000 de lire sterline. Putem ajunge la Buenos Aires și cu marfa și cu banii. Nu, Harry. E imoral. Da, dacă plecăm. Numai cu banii e moral? E periculos! Domnule Perkins! Domnule Perkins! Sergentul Slater m-a mijlocit!
funcționează. Da, e pe jos, Croc. L-ai călcat și pe el? Nu, pietonul civil a făcut knockout. Sergentul a vrut să ia servieta și ăla l-a făcut varză. Eu cred că domnul Sirveta are ceva ilegal în servieta lui. Dar de unde știi tu de domnul Sirveta? Vă atrag atenția că eu sunt aici încă de la început. Stai. De unde știi tu de domnul Sirveta? Unde e acum? Caută numărul 42. Liniștiți-vă că e hăbăuc. Caută numărul 42 pe partea cu numele fără soț. Noi acum aici prins. Da, hai, stai cum adică noi. Păi sunt și eu cu voi. La Buenos Aires? Da. Ce să faci acolo? Am început să vă îndrăgesc. Păi am deja o gardă de corp. Acum o să ai și șofer. Bine, hai, trebuie. Trebuie la aeroport. Să plecăm. Stați! Nu cumva îmi ascundeți ceva. Nu, nu, absolut nimic. Da! Adevărul. Spun tot. Nu, Harry. Nu spune Harry. Ba da, ba da, că eu sunt mai vorbi de Nu trageți. Stați jos. Da. Nata, ridică-te. Spune! Am luat această servietă din greșeală, în metrou. Individul care a luat servieta mea zace acum în apele fluviului Tamisa. Iar individul care l-a aruncat în apă, ucigașul, este pietonul lovit de dumneavoastră. Una din servietele pe care le aveți conține un sandwich cu brânză și niște hârtii. Această servietă conține 735.000 de lire sterline. Minus 32.500 pe care i le-am dat lui. Așa e. Așa, da. Minus 25.000 pe care i le-am dat lui. Minus 20.000 pe care i le-am dat tot lui. 20. Acesta este aspectul financiar al problemei. Și acum aspectele omenești ale dosarului. Ea nu este Adelaide din Sydney, ea este Betty din Clapham, o foarte bună prietenă. El nu este Percy din Australia, el este pur și simplu Vic, soțul ei. El nu este fratele meu Jerry, el e un biet escroc. El este singurul care este cine spune că este. Ea este soția mea, Jane. În ceea ce mă privește, eu nu sunt Freddy Perkins, eu sunt Henry Perkins, soțul ei, nu mortul de la morgă. Cealaltă servietă pe care o aveți conține, fără îndoială, marfa care a produs toată încurcătura. Da. Mai spune o dată. Am luat această servietă. Ce? Eu am înțeles. Domnule sergent,
Să știți că nu vreau să iau apărarea, dar Henry mi-a spus că vrea să aducă banii înapoi mâine dimineață. Azi e ziua lui de naștere. Cocaină. Da, vă rog. Cocaină, cocaină, cocaină pură. Cocaină. Și o captură importantă. Da, formidabil. Formidabil, cocaină. Și-ați pus mâna și pe dealer. Fantastic. Da. O să primiți o recompensă frumoasă pentru asta, domne Perkins, pe puțin 400 de lei. Să plătim telefonul. Sunteți un cetățean adevărat. Vă aștept mâine la comisariat, ca să... Scuze! Să vă ridicați recompensa! Acum merg să-l arestez! Spela din stradă! Scuze! E bună, a? Dar ta mergi cu mine! Dar eu n-am făcut nimic! Cum n-ai făcut nimic? Mergi o clinic cu mașina, mergi cu mașina lui tale la comisaria, după care ești liber! Mulți ani, Henry. Mulți ani, Henry.
Domnule Parkins! Acum sunt gata, putem să plecăm. Unde să mai plecăm? La Buenos Aires. Bill, n-ai auzit? Sergentul Slater a plecat cu servieta, cu bani, cu tot. Am pierdut totul. A plecat cu tot. Da, așa este. A plecat cu servieta. Dar nu și cu banii. I-am pus aici, la dumneata, în valiză, pe toți. Așa, să-i împărțim, da. Să-i împărțim. Cât suntem? 2, 4, 6, o secundă, 122.500 de fiecare. Așa, da, stați, așa. Și să-i numărăm. 122. La Antena 1.